Ancheta este efectuată de procurorii DIICOT Ploiești și îi vizează inclusiv pe cei care au plătit bani grei pentru a obține un permis fals. Cercetări în acest caz au avut loc și în vară, rețeaua care a intrat în vizorul anchetatorilor, începându-și activitatea în urmă cu aproximativ un an. Acțiunea este o continuare a activității din data de 8 iulie anul curent, data la care au fost puse în executare 61 de mandate de percheziție domiciliară și 79 de mandate de aducere, ancheta fiind inițiată în luna martie 2020 în Ploiești și fiind apoi extinsă în mai multe județe ale țării și în municipiul București. Din anchetă au rezultat indicii că începând cu a doua jumătate a anului 2019 și până în prezent, în județele Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat compus inițial din 9 membri, cetățeni români și străini, la care ulterior au aderat și alți cetățeni români. Grupul ar fi fost profilat pe săvârșirea de infracțiuni din sfera criminalității informatice, precum și infracțiuni de fals și de corupție. Scopul grupului l-ar fi reprezentat obținerea de venituri ilicite prin înlesnirea obținerii contracost și în mod fraudulos a unor permise de conducere pentru mai mulți cetățeni români, se arată într-un comunicat de presă. Permisele false au fost făcute în străinătate și trimise în țară, susțin anchetatorii. Ulterior, cei care le obțineau fraudulos mergeau la serviciile de permise și înmatriculări județene și cereau schimbarea permiselor străine cu unele românești. Un permis fals costa aproximativ 3.000 de euro. Peste 100 de cetățeni români au apelat la serviciile rețelei, susțin anchetatorii.